Începând cu anul 2015, pe 28 iulie este celebrată Ziua Națională a Ambulanței. Această dată a fost aleasă deoarece pe 28 iulie 1906 a apărut prima salvare din București la inițiativa profesorului Nicolae Minovici. Noi sărbătorim astăzi 110 ani de la înființarea serviciului privat pe vremea respectivă. A fost înființat de profesorul Nicolae Minovici ca stație privată de salvare, sub deviza totdeauna tuturor gata pentru ajutor. România, în anul acela, era a treia țară din Europa cu serviciul de salvare, după Olanda și Austria. În 1948, serviciul de salvare a fost naționalizat și abia după Revoluție, în 1995, se legalizează și capătă statut juridic și devin serviciu public de ambulanță. Serviciul public, după cum știe toată lumea, poate fi accesat la 112 pentru orice urgență, ambulanța vine în orice condiții. Aici noi la Rădăuț suntem o substație a sediului central de la Suceava, deservim peste 70 de kilometri până la granița cu Ucraina. Noi avem 5 ambulanțe tip B2 și 2 de transport. Suntem 45 de persoane, 2 medici, restul asistenți ambulanțieri. Lucrăm 3-4 echipaje pe zi, zi și noapte. Salvarea pe plan național cuprinde și ambulanțe tip C. Noi nu avem aici, că nu avem atâția medici. Tip C, șalupe medicale, ACD-uri pentru consultații la domiciliu. Cum sărbătoriți această zi aici la Rădăuți? Aici la Rădăuți, noi, după cum vedem, avem un coleg maestru bucătar, face un gulaș. Așteptăm în general pe oricine să vină. Servim un gulaș, un suc, o prăjitură. Ne adunăm așa, povestim în general pățenii, urgențe, chestii mai deosebite care le-am întâmpinat noi de-a lungul timpului. Care sunt provocările cu care se confruntă un asistent care lucrează pe ambulanță? Provocările? Păi, în general, caracterul oamenilor când ajunge acolo, reacția este foarte diferită la stres. Instinctul e să sară la tine, chiar dacă tu vii în ajutor. Și asta este cea mai... Nu știi ce te așteaptă la capătul lui drumului, cum se spune. În rest, noi avem dotări acum, avem aparatură, medicație. Încercăm să ajutăm, dacă nu să salvăm, dar măcar să ajutăm, să nu facem rău persoanei respective. Avem un teritoriu mare și asta încercăm să facem la timp. Nu ne putem încadra în baremul de 15 minute să ajungem la solicitări. Acum s-au mai invitat serviciul SMULT și ne mai ajută și ei pe zona muntelui, a Vicovului, dar așa distanțele sunt mari și n-ai cum să ajungi în 15 minute la... Aici, local, ajungem în 2-3 minute, suntem prompți, dacă sunt mașini stați. Și dacă nu ne solicită pentru orice chestie nemedicală, știți. Ce sfaturi ați avea pentru elevii care își doresc să devină asistenți și să lucreze pe ambulanță? Sfaturi să învețe, întâi să învețe, adică teoria, să facă voluntariat o perioadă mai... și poți să vină la noi, oricând. Ce să zic, trebuie să fie și tare, să aibă o tărie de caracter, să nu se piardă la situații de... Nu totdeauna iese ca la carte, știți, să... Ai o urgență, ai un infarct, trebuie să faci așa. Nu, totdeauna trebuie să improvizezi pe ambulanță, știți? Asta e secretul, improvizația. Ai un protocol pe care tu îl respecti, dar nu totdeauna poți să-l... Și trebuie să nu-ți depășești competențele tale și să nu faci rău. Asta în primul rând, să nu faci rău persoanei respective.